Președintele PSD Călăraș, Vasile Iliuță, a declarat în cadrul unei conferințe de presă organizate la sediul partidului că a desemnat candidații pentru alegerile locale parțiale din Comuna Cuza Vodă și Comuna Frumușani. Astfel, la Cuza Vodă va candida Marian Vlășceanu, iar la Frumușani Florin Bălan. La conferința de presă a fost prezent și administratorul public al primăriei municipiului Călăraș, Eduard Grama, care a vorbit despre acțiunea de demolare a construcțiilor de pe malul brațului Borcea. Bună ziua! Bună ziua și bine ați venit la conferința de presă a Partidului Social Democrat. Astăzi vrem să aducem în atenția publică evenimente care s-au întâmplat în ultima săptămână și se vor întâmpla până la finalul săptămânii. Aș veni să punctez aici investiția centrului comercial care este pe teritoriul Comunei Funden, județul Călăraș, o investiție de 25 de milioane și cu 300 de locuri de muncă înființate. Cred că în ultimii 30 de ani e cea mai mare investiție privată a unei familii care ne-a făcut invitația să fim prezenți astăzi la inaugurarea acestui centru comercial. Aici trebuie să-i mulțumim domnului Cărtușanu Gheorghiță, primarul Comunei Funden, care a colaborat și împreună au reușit să ducă la bun sfârșit o investiție semnificativă pe teritoriul județului Călăraș. Noi, Consiliul Județean, am venit în parteneriat și am pus la dispoziție un drum județean care face legătura cu acest centru comercial. Nu numai atât, această familie din Belgia care a venit să investească în județul Călăraș, găsind un parteneriat cu Consiliul Județean și cu administrația Comunei Funden și Comuna Frumușani, vor continua să mai investească, vor face un cartier de 4.000 de locuințe. Aici noi, tot ce a depins de aprobări, de avize, autorizații, le-am făcut tot ce a fost posibil ca această investiție să rămână și să deruleze în continuare în județul Călăraș. Al doilea subiect pe ordinea de zi, alegerile din Comuna Cuza Vodă și Comuna Frumușani. Am desemnat candidații în cele două localități, Comuna Frumușani Bălan Florin, iar în Comuna Cuza Vodă Vlășceanu Marian. Urmează în precampanie să lăsăm candidații în cele două localități și după care vom fi cei care ne vom pregăti să câștigăm aceste două localități, să intre în portofoliul Partidului Social Democrat. Și un eveniment care s-a întâmplat în municipiul Călăraș, predarea plasamentului zonei unde se va construi promenada, proiectul de 6 milioane de euro pe care Consiliul Județean, ca lider în parteneria cu Primăria Municipiului Călăraș, l-a avut în exercițiul financiar 2014-2027, astăzi începe să prindă conturi. Pentru a putea să vedem ce s-a întâmplat, am invitat administratorul public al municipiului Călăraș să ne dea explicațiile cum s-a reușit, dacă nu, să putem să punem la dispoziție constructorului amplasamentul. Domnule Eduard Grama. Mulțumesc, domnule președinte, bună ziua, vă salut și eu. Într-adevăr, după 4 ani de la depunerea proiectelor și obținerea finanței, am ajuns în săptămâna în care, împreună cu administrația Consiliului Județean și a Primăriei Călăraș, am mers la terenul amplasat pe malul brațului Borcea pentru a elibera și a-l pune în condiții optime pentru realizarea acestei investiții. Ceea ce am găsit acolo v-am transmis și ați văzut cu toții o mizerie de nedescris, cu case construite pe terenurile primăriei fără autorizație. Am discutat la început, în urmă cu un an, cu cei care erau amplasați acolo. Am crezut că au înțeles, dar când am mers efectiv să demolăm, am dat seama că cei care, într-adevăr, trebuiau să respecte legea și erau reprezentanți ai unor instituții importante, efectiv n-au sfidat. Și atunci am decis, împreună cu constructorul, să începem demolarea, ceea ce s-a și întâmplat de 3 zile. Lucrurile se vor finaliza în următoarele 2 săptămâni și
două proiecte importante pentru municipiul Călăraș și vor fi puse în aplicare în perioada următoare. Ce se eliberează? Se eliberează zona unde primăria Călăraș a participat cu terenul pentru realizarea promenadei. Toate construcțiile se demolează? Absolut tot. Deci tot ce? Absolut tot. Se demolează doar ce este pe teritoriul primăriei? Și al Consiliului Județean. Deci începe și la Consiliul Județean. Da, pentru că în continuarea promenadei există al doilea proiect, cel de 18 milioane de euro, portul de ambarcațiuni, proiect care a primit ordinul de începere pentru constructor și prima investiție va fi portul. S-au găsit soluții pentru ca pescarii să-și poată continua activitățile comerciale în zonă? Pescarii, după cum știți, acționează pe cele patru asociații de pescari și nu cred că cele, așa cum ați văzut pe domnul Meleacă, cele două lăzi de congelate, putem opri o investiție de 24 de milioane de euro. Lucrările de demolare vor fi imputate celor care au avut construcții acolo? Cu siguranță. Cei care nu și-au demolat până la momentul în care am apărut acolo, cu siguranță vor suporta și costurile de demolare. Acolo mai rămâne bază de canotaj. Bază de canotaj. S-au făcut demersuri, s-au făcut inclusiv la sfârșitul anului 2020 demersuri către MTS pentru obținerea bazei de canotaj în administrare sau în proprietatea Consiliului Județean sau a Primăriei Călăraș. Dar după cum știți, domnul Chirilă, unul dintre oamenii care au rămas din vechea administrație și care a creat ceea ce se întâmplă acolo, a trimis o negație către MTS și a spus că nu este de acord ca această bază să treacă în proprietatea unei dintre instituții. Domnul Ștefan spunea de la NAS, spunea că n-a existat finanțare privind acel proiect, care este acolo, domnule Grau? Domnul Ștefan, în primul rând, ar trebui să respecte legea pentru că este un reprezentant al legii. Dânsul este primul care a sfidat instituțiile statului și dânsul reprezintă o instituție a statului. Eu cred că a înțeles și rolul lui e cu totul altul, nu să opună rezistență. Deci putea fi dat și judecat din bună legislatură? Nu putem da în judecată pentru că acei oameni nu există acolo. Au avut doar contracte de ocupare temporară, contracte care s-au încheiat la sfârșitul anului trecut și efectiv nu mai sunt. Vedem ce lucrurile propuse la... Contractul de demolare este pe o perioadă de 20 de zile. După ce se încheie, atunci va intra constructorul, câștigătorul licitației de la port. Există posibilitatea să prelungească perioada, ținând cont că se anunță zile ploioase în fiecare domnule? Nu. Deci veți continua indiferent de condiții? Da. Și termenul de finalizare care este ar fi? Care este? 20 de zile pentru demolare, prefect. Nu, pentru la realizarea proiectului. 2023 promenada și 36 de luni portul de ambarcațiune. Vor fi efectuate și lucrări de dragare în acea zonă? Lucrările de dragare au tot fost discuții în acest sens, deci pot fi efectuate de către AFDJ și Ministerul Transporturilor prin transporturi navale cu o singură condiție, ca pe malul brațului Borcea să existe cel puțin o investiție. La acest moment nu există nicio investiție și atunci costurile nu se justifică pentru dragare. Deci trebuie mai întâi făcut portul, apoi va urma dragare? Va fi făcut portul, promenada și după aia va urma dragare. Există societăți private care folosesc brațul Borcea. Dar, e prefabul care are... Dar Ministerul Transporturilor nu face dragarea pentru aceste societăți private. Nu numai prefabul de brațul. Și Romplan. Știu, da. Faleza, ce intenția aveți cu faleza, domnule Grama? Că arată decorat, la crescut boscheți, urmai de versate, mărul la crescut de emeche, acolo am filmat zile trecut. Pe malul Lapei, vă referiți. Pe malul Lapei, cum este acel... Marul Ape este al APDF-ului. Au fost discuții, sunt discuții în cadrul primăriei vis-a-vis de efectuarea acestor lucrări de curățenie la nivelul parcurilor și mai ales a falezei și în perioada următoare cu siguranță vom acționa și acolo. Dacă tot vorbim de demolări, primăria când va demola și casele ridicate din legă, nu domnul Ape. E problemă vechi. Sunt subiecte sensibile. Primul cu care am pornit a fost acest cartier, între ghilimele, rezidențial sau agroturismul, considerau ei, unde își creșteau găinile, dar se face evaluare la nivel de municipiu pe fiecare zonă și vom acționa în consecință dacă, într-adevăr, nu sunt autorizații de construcție, cu siguranță vor fi demolate.
s-au inventariat acolo terenurile de care vorbește colegul și când se vor impozita, se vor încasa banii primării, asta fi de zis. Sunt discuții în acest sens și mă refer aici la cartierul respectiv. După cum știți, Primăria Călărași elaborează în perioada următoare planul urbanistic general. În cazul în care ar exista o posibilitate de punere în legalitate a acestei zone, cu siguranță o vom face, iar și vă vom declara care, zonă rezidențială și este posibil ca o casă în zona respectivă să fie impozitată cu cel puțin 100 de milioane. Am evaluat și evaluăm în continuare la nivelul primăriei împreună cu domnul primar și vom acționa în consecință. Deci nu vom tolera construcții ilegale pe raza municipiului Călărași. Deci n-am înțeles, vor fi demolate sau puse în legalitate? Suntem în evaluarea cartierului Dumbravă. Dacă nu îi putem pune în legalitate, îi vom demola. Acolo e o speță diferită, pentru că este proprietatea lui. Acolo este vorba doar de lipsa autorizațiilor de construire și de introducerea lor pe rolul fiscal. Ceea ce s-a întâmplat. Dumneavoastră știți, aveți o informație fără a avea în spate documente, eu am altă informație cu documente, acolo nu este proprietatea unei fundații, acolo este este proprietatea Primăriei Călărași. Te-a renunțat acela? Exact. De când? Păi nu are titlu, fundația nu are titlu. Deci la momentul de aplicarea legii 18, aplicarea legii 1 și aplicarea legii 247 pentru Fundația Tineretului și Sportului din județul Călăraș, nu are fundament în afară de o aprobare de Consiliul Local, care nu este valabil. Trebuia pe fond funciar să-i se atribuie teren fundației dacă avea drepturi să poată să facă dovada constituirii sau reconstituirii dreptului de proprietate. Aici, în acea hotărâre, este ilegală, e... Am înțeles. La momentul când s-a făcut acea solicitare de demolare de către prefectul Tărăcină, se vorbea că este terenul al fundației. Da, s-a prezentat un document în care Consiliul Local de la acea dată, anul 93 sau 94, a atribuit fundației o suprafață de teren din parcul, da, Dumbrava. Demersurile viitoare au mai fost făcute. De la aprobarea respectivă trebuia să facă demersul, să obțină constituirea unui drept de proprietate asupra fundației. Fundația nu a mai făcut demersuri, e clar, nu e în registru OCPI care să definească cartea funciară sau dreptul de proprietate, n-a trecut prin Comisia Județeană, n-a trecut prin Comisia Locală de Atribuirea sau Constituirea Dreptului de Proprietate. Nu am niciun drept de proprietate asupra terenului acea fundație. Primăria de drept a evitat să ia decizii până astăzi. Ce va face? În primul rând, că sunt mulți cetățeni încurcați, care sunt cu hotărâri judecători și au câștigat drepturi. Adică aici primăria de aceea a spus că domnul administrator public va face o evaluare. Evaluarea trebuie să fie o evaluare corectă și să vedem care e astăzi poziția administrației față de acei cetățeni care poate de bună credință au construit, crezând că actele pe care le pun la dispoziție fundația sunt legale. Neavând un act legal, trebuie să găsim o altă formă. Ori concesiune către acei cetățeni, primăria să le pun la dispoziție prin licitație concesiune, vânzarea terenului sau alte forme care sunt legale astăzi pentru a pune în legalitate acea zonă. Dar nu mai putem să o lăsăm nici neimpozitată, nici netaxată, pentru că astăzi, la ora actuală, acei locuitori nu pot să se branșeze la energie electrică, s-au îmbrașat sub diverse forme care nu, astăzi, nu este suficient de legal. În numele fundației, dar nu este suficient de legal. Dar am construit că de vacanță? Nu aș vrea să vin eu. Aici viziunea celor care doresc să ajungă primari și care vor să fie conducătorii administrațiilor locale sunt cei care au viziune și ne vor da, să spunem, dorințele, cum vor să înfrumusețeze orașul. Și aici e un punct sensibil al Călărașului care a fost evitat de multe administrații să ia decizia. În mandatul 2021-2024 vom lua decizia să punem în legalitate această zonă. De când este primăria proprietară pe acest teren? S-a instituit tipul de proprietate legală acolo? Pe teritoriul administrației publice locale, un teren nedefinit, inter de drept în administrația UAT-ului respectiv, fără să existe
o dovadă. Dovada o face printr-o hotărâre de consiliu local apartenență la domeniul privat al localității sau OAT-ului respectiv. Nu trebuie să aibă titlul administrației. Dar există hotărâre de consiliu local? Nu, pentru că acolo au fost multe procese și multe lucruri. Au evitat să poată să treacă în domeniul privat al localității ca să-l face într-un circuit civil viitor. Se poate face acum? Se poate face, da. Noi analizăm toate posibilitățile prin noul PUC care se va realiza pe teritoriul municipiului Călăraș. Consiliul Județean și-a desemnat reprezentanții cu conducerea fundației? La momentul ăsta nu i-am desemnat. Trei reprezentanți. Pentru că la momentul ăsta am încercat să căutăm să avem colaborare. Fuge cu hârtiile, fuge cu birourile, fuge de răspundere. Nu vrea să nu a vrut să depună niciun document până la ora actuală. O să fugim cu ei, cred că o să fugim cu legea după ei. O să-i invităm ca să ne depună, noi facem dovada că le-am cerut scris la adresa care o are Consiliul Județean să vină să ne depună statutul și tot ce înseamnă modul de organizare și de funcționare și toate deciziile care le-au luat și numele Consiliului Județean până astăzi. Nu au venit și încercăm la momentul ăsta să găsim o formulă legală, prin executor, prin tot ce ne permite legea să putem să obținem acele documente, ca în consecință să decidem în funcție cum are statutul de funcționare și de organizare Fundația de Tinere și Sport a Județului Călăraș. Domnule președinte, cum a fost această campanie electorală ce vă urma în Frumășean și Cuza Vodă și ce recomandă pe candidații PSD ca să câștigi? Noi am făcut o evaluare și am luat cei mai buni candidați, să spunem, situații în sondaje după măsurarea politică pe care am făcut-o. Considerăm că sunt cei mai îndreptățiți să conduc administrațiile, sunt la Frumușeane, avem un finanțist, lucrează directorul de la trezorerie, de la finanțe, de la Budești, e cel care s-a scris în competiție, iar la comuna Cuza Vodă avem un fermier, Marian Brășanu, înscris în această competiție pentru câștigarea hotărârii de primar. Eu cred că după o selecție, să spunem, care a fost nu tocmai plăcută, pentru că aici aveam și foști primari care emiteau dorințe, pretenții să se poată înscrie, am o decizie câștigătoare pentru Partidul Social Democrat. Cei mai buni candidați sunt astăzi în echipa noastră. Și aș vrea să vin cu o completare că s-a spus aici. Să știți că hotelele judecătorești pe care vor să le inițieze cei de pe zona promenadei sunt lovite de nulitate dacă vor încerca acțiuni, pentru că primăria s-a acoperit în dispoziția primarului Marius Dulce conform legii 50, care spune clar, orice construcție edificată pe domeniul public poate fi demolată fără proces decât în baza unei dispoziții în care primarul o pune în aplicare printr-o comisie pe care a stabilit-o. Și acea comisie este administratorul public Eduard Gram. Noi îi mulțumim pentru că duce la îndeplinire dispozițiile primarului municipiului Călăraș Marius Dulce ca să putem să continuăm dezvoltarea și să ducem mai departe proiectele pe care le-am promis călărășilor că le vom realiza. Cred sigur că sunt suficienți bani dacă vom câștiga promovarea în nivel național, care se întrebă de televiziune, de bugetele pe care le va da Consiliul Județean, vor fi de reușit. Și de dat pornit de acolo din drepturi? Și din drepturi, și de la Consiliul Județean. Și de la Consiliul Județean. Am aprobat deja încă un salariu, rămânem încă la un salariu de stat. Încă un salariu de stat? Jucătorii intră mulțumiție pe teren. Păi, urmare intervenției domnului Ganea, director sportiv, a venit și a promis Consiliul Județean până la câștigarea proiectelor pe performanță sportivă, să le aprobăm iarăși încă 500.000 salariu în cotizație, continuăm cotizația sportivă pe care Consiliul Județean a decis. Jucătorii au mai vocinat? Sunt nemulțumiri și sunt pădreiu nemulțumiri, sunt 3 salarii neplătite. Domnule președinte, 2 sportivi de la canotaj au obținut o performanță unică, cel puțin pentru județul nostru, și anume calificarea la Olimpiadă. Pentru aceștia doi, există posibilitatea acordării unor premii sau ajutoare financiare din partea autorităților, mă refer la Consiliul Județean și... Există, ascultați, există Consiliul Județean, este
expresia, să spunem, politică la toate partidele, pentru că noi ne regăsim în formarea Consiliului Județean cu toate partidele politice. Problemele pe care Consiliul Județean le-a identificat sunt în felul următor. La CSM avem un director care s-a privatizat pe CSM. Deci, acești copii norocoși, da, sunt meritul, să spunem, al individuale al lor, pentru că meritul CSM-ului trebuie să-l punem într-un ghilimele pe... Nu există o colaborare între CSM și Consiliul Județean astăzi. Noi, ca și entitate, putem să venim în sprijinul acestor sportivi, dar cu cine? Cu cineva care s-a primarizat pe clubul sportiv principal? Dar zi, banii lor sportivi. Cum să-i dăm? Pentru că trebuie să-i dăm în CSM. Noi, ca entitate, nu pot să-i dau direct. Noi trebuie să-i dăm printr-o autoritate. Noi, Consiliul Județean, aprobăm printr-o autoritate să putem să dăm acestor sportivi. Mă gândesc sportivilor și a antrenorului. Până la director, înțeleg că este o ruptură de colaborare între dumneavoastră, da, și... Da, aici e o ruptură de colaborare. N-avem decât o singură soluție, decât primaria municipiului Călărea să poată să preia acest subiect și să facă individual, pentru că are capitol bugetar unde să poată să premieze sportivii de performanță ai municipiului Călărea.